Și doi tesaloniceni. Biserica din Tesalonic a fost fondată de Pavel în urma prezentării Evangheliei în sinagoga din oraș. În Faptele Apostolilor, capitolul 17 și 18, putem regăsi câteva din detaliile fondării acestei biserici. Succesul propovăduirii lui Pavel a provocat alarmarea comunității evreiești. Aceștia, după cum bine știm, au agitat întreaga cetate care s-a năpustit asupra noilor credincioși. Pavel și Sila, după numai trei săptămâni, au trebuit să fugă și au mers în Berea. Iar mai apoi au trebuit să fugă și de acolo și au poposit în Corint, de unde și scrie scrisorile către cei din Tesalonic. Problema celor din Tesalonic s-a evitat atunci când unii dintre credincioșii adunării au murit și în inimile celor rămași s-a strecurat deznădejdea și tristețea pentru că nu, era, nu le era deloc clar ce se va întâmpla cu aceștia care au murit până la venirea Domnului. Astfel, Pavel le răspunde la această nedumerire în prima scrisoare. De fapt, dacă citim cu atenție, vom, vom vedea că fiecare capitol al primei scrisori se încheie cu o referință la venirea Domnului. A doua scrisoare către tesaloniceni s-a născut foarte repede după prima, datorită unui fals viclean prin care cineva alterase învățătura privitoare la revenirea Domnului Isus. Profitând de faptul că Pavel nu scria el însuși corespondența, foarte probabil din cauza bolii lui de ochi, ci o dicta altora, cineva s-a găsit să scrie o epistolă eretică despre venirea Domnului. Când Pavel află despre fals, se grăbește să le scrie o a doua scrisoare. Și în aceasta citim următoarele cuvinte. Cât privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi venit chiar. Pentru că astfel de falsuri să nu se mai repete, Pavel vrea să îi înarmeze pe cei din Tesalonic cu un semn de recunoaștere și de verificare a scrisorilor sale. Tocmai de aceea găsim în capitolul 3, versetul 17, la încheierea cele de-a doua scrisori, o mențiune foarte interesantă. Acolo Pavel scrie așa, Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă, așa scriu eu. Pavel învață să semneze scrisorile cu mâna lui ca o dovadă de autenticitate. Să nu uităm că scrisorile către cei din Tesalonic s-ar putea să fi fost primele scrisori pastorale, primele scrisori apostolice scrise de Pavel. Cu, această, cu acest context istoric, Haideți să intrăm în, cart în cărțile acestea două, în aceste două scrisori, să vedem, de fapt, care este mesajul lor principal. Mereu, mereu ne punem aceeași întrebare. Dumnezeu a lăsat 66 de scrisori inspirate în colecția sa uimitoare. De ce 66 și nu 20? Sau 13? Sau 100? De ce acestea 66? Avem convingerea că fiecare scrisoare din cele 66 are ceva specific de spus. Altfel, de ce ar mai fi lăsat-o Dumnezeu în colecție? Cu siguranță fiecare scrisoare, pe lângă lucruri asemănătoare cu alte epistole, pe lângă acestea, autorul inspirat de Duhul Sfânt are ceva specific de spus. Care o fi specificul acestor două scrisori pe care le punem la oaltă? pentru că mesajul lor principal este același, este asemănător. Mesajul celor două epistole este o îmbărbătare a Bisericii, este un răspuns dat unei frământări despre starea celor morți la revenirea Domnului Isus și un îndemn la o viață de sfințenie în așteptarea mărețului eveniment. De fapt, cele două scrisori nu fac altceva decât revizuiesc responsabilitățile credincioșilor în lumina întoarcerii lui Isus. Mesajul, deci, acestor două scrisori, într-un mod formulat într-un mod foarte concis, ar putea fi acesta. Să lăsăm pe atunci, venirea Domnului, să lăsăm pe atunci să lucreze, să-l formeze pe acum zilele în care noi trăim. În alte cuvinte, viața de credință trebuie impulsionată de fericită așteptare, de fericită anticipare a revenirii lui Isus Hristos în glorie. Pavel asta încearcă să le spună celor din Tesalonic și implicit și nouă astăzi. Domnul Isus va veni, pregătiți-vă! Anticiparea venirii lui, să vă impulsioneze să vă trăiți credința la cel mai înalt nivel. Acesta ar fi mesajul celor două scrisori, fiecare cu un mic specific. Haideți să intrăm în cele două scrisori, să ne uităm la structura celor două scrisori și la temele majore. De fapt, scrisorile către tesaloniceni conțin câteva teme majore pe care le regăsim în ambele. Până la urmă, dacă am vrea să facem o structură foarte generală, ar putea fi aceasta. În ambele scrisori, structura ar putea fi aceeași. Pavel începe cu o privire înapoi, cum au fost salvați, pentru ca imediat după aceea să arunce o privire înainte, cum trebuie să trăiască. Aceasta este structura generală a celor două scrisori. Întâi o privire înapoi, la cum au fost salvați, și apoi o privire înainte, la cum trebuie să trăiască în așteptarea venirii Domnului. Și în aceste două scrisori găsim câteva teme majore și aș vrea să le luăm pe rând cu aplicațiile personale pentru noi astăzi, în secolul 21. O primă temă majoră în scrisorile lui Pavel către tesaloniceni este sau are de-a face cu anduranța spirituală. În ambele scrisori, Pavel pomănește de necazurile prin care Biserica are de trecut și necesitatea anduranței sau a perseverenței credinței. Mereu îl vedem pe Pavel în aceste scrisori spunând cuvinte de felul acesta. V-am trimis pe Timotei ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră, pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Iată o primă temă majoră pe care Pavel o subliniază în scrisoare, anduranța spirituală. În a doua scrisoare, de exemplu, către tesaloniceni, în capitolul 1, versetul 4, citim, ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Iată o temă principală pe care Pavel o punctează. Credinciosul trece prin necazuri și are nevoie de perseverență în credință, de anduranță spirituală. Ce înseamnă asta practic pentru noi? Aplicativ pentru noi? Imediat putem desprinde o lecție de viață. Ucenicia în școala lui Isus își are prețul. Isus niciodată nu ne-a promis lipsa necazurilor, ba chiar mai mult, din potrivă, el a spus următoarele cuvinte ucenicilor săi. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, iată că i biruit lumea. Deci, Isus nu a venit ca să explice sau să elimine suferința, ci ca să o umple cu prezența sa. Iată o temă aplicativă foarte importantă pentru noi astăzi și actuală în același timp. Isus Hristos nu a venit să elimine suferința sau să o explice, să ne o explice, ci a venit ca să ne umple cu prezența sa în mijlocul necazurilor și rigonirilor. Tema este anduranța spirituală în mijlocul necazurilor. Dar o întrebare aplicativă, practică pentru noi este: De ce îngăduie Dumnezeu suferința peste cei ce îi sunt loiali? De ce o îngăduie? Putem găsi câteva răspunsuri? Unu. Necazul dezvoltă sensibilitate pentru oamenii aflați în necaz și aprofundează relațiile în care ne aflăm. În al doilea rând, necazurile sunt cele care fac posibile cele mai fine virtuți ale vieții. Dacă nu ar fi suferință, necazuri, ar exista oare compasiune? De unde am ști că suntem plini de compasiune? Dacă n-ar exista necazurile? Dacă n-ar fi obstacole, greutăți, cum am învățat prioritățile și răbdarea? dacă n-ar exista ispita, cum ne-am evaluat fibra morală sau cum am cunoaște fiorul victoriei? Nu le-am putea cunoaște decât dacă am depășit ispita, dacă am birui o Până la urmă, necazurile dezvoltă o sensibilitate față de alți oameni aflați în necaz, ne aprofundează relațiile în care suntem și fac posibile cele mai fine virtuți ale vieții. Pentru mine, perla Mărgăritarul este o nestemată care vorbește volume întregi. Are un mesaj puternic. Perlele sunt produsul durerii scoicii. Sunt nestemate prețioase cauzate de iritare, născute din suferință, crescute prin ajustări. Perlele sunt răni vindecate, sunt răni cicatrizate. Unele scoici, însă, nu sunt rănite niciodată. Astfel, căutătorii de perle le aruncă deoparte, pentru că acestea nu sunt bune decât pentru maximum o tocană de fructe de mare. Dacă treci printr-o perioadă de necaz, ridică-ți capul, privește necazul în ochi și folosește-l. Dumnezeu vrea să scoată din tine. Ceva mai bun decât o simplă tocană de fructe de mare. Dacă acum nu treci prin niciun necaz, cum ar fi să stai aproape, să le stai aproape celor care trec pe acolo, care trec prin ce ai trecut tu, care trec prin necazuri? Cum ar fi să le fii un sprijin? Poate Duhul lui Dumnezeu are ceva să-ți spună, fie că treci prin necaz, el vrea să formeze ceva fin, ceva virtuți în tine. Dacă nu treci printr-un necaz, cum ar fi să-i sprijin pe cei care trec? Anduranța spirituală, deci, abilitatea de a persevera, de a duce la bun sfârșit cu demnitate o sarcină, o chemare, este o virtute pentru omului Dumnezeu. Și tocmai de aceea Dumnezeu îngăduie necazurile, greutățile frământările peste noi, pentru că vrea să obțină din fiecare din noi o și vrea să avem compasiune pentru cei de lângă noi. Domnul Iisus a spus-o foarte clar, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Anduranța spirituală este o virtute pentru omul lui Dumnezeu. Și Pavel încearcă să le sublinieze lucrul acesta. Pe lângă această temă majoră a înduranței spirituale, descoperim în aceste două scrisori încă o temă majoră. Pavel, într-un mod foarte concis, simplu, practic, ne dezvăluie coordonatele conduitei creștine. Adică, adică cum trebuie să ne purtăm și să fim plăcuți lui Dumnezeu. O întrebare foarte practică pentru noi astăzi până la urmă, nu? Cum trebuie să mă port ca să fiu plăcut lui Dumnezeu? Și Pavel ne spune cum. Ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu. Vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Isus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Cum? Cum să ne purtăm și să fim plăcuți lui Dumnezeu? E bine, în trei feluri un sistem de trei axe de coordonate. A fi plăcut lui Dumnezeu înseamnă să te păstrezi în aceste trei axe de coordonate. Prima coordonată este curăția morală. O găsim în 1 Tesalonicen 4, de la versetele 3 la 8. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie, fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Prima coordonată ca să te porți și să fii plăcut lui Dumnezeu este coordonata curăției. Cealaltă coordonată este iubirea fraternă. O găsim de la versetele 9 la 10, 1 Tesalonicen în 4. Că despre dragostea frățească n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Și a treia coordonată a purtării frumoase și plăcute înaintea lui Dumnezeu, are de a face cu responsabilitatea civică, cu respectul față de semeni. Următoarele versete de la 11 la 12. Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit, zice Pavel. Și astfel să vă purtați cu vincios, cu cei de afară și să nu aveți trebuință de nimeni sau de nimic. Iată coordonatele trăirii sau purtării noastre, în așa fel încât să fim plăcuți lui Dumnezeu. Te-ai întrebat vreodată ce așteaptă Dumnezeu de la tine? Cum vrea El ca tu să te porți și să-i placă lui? Curăție morală, iubire frățească și responsabilitate civică sau respect față de semeni. Iată cum ar trebui să arate graficul vieții noastre, astfel încât să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Apoi, o a treia temă majoră în aceste scrisori către cei din Tesalonic este revenirea Domnului. Domnul nostru vine, Domnul nostru Isus Hristos va reveni. Și găsim această temă, începând cu 1 Tesalonic în capitolul 4, până la 5, până la încheierea primei epistole și apoi reluat în a doua epistolă. Domnul nostru vine, revenirea lui Isus Hristos este reală. Primul îndemn practic pe care Pavel îl lasă este următorul: nu vă lăsați învinși de întristare. Și problema lor am menționat-o și vă citesc din scriptură acum. Pavel răspunde deznădejdii și tristeții pe care au resimțit-o tesalonicenii când unii din cei dragi ai lor au murit și Domnul Isus încă nu revenise. Și Pavel răspunde în felul următor. Noi cei vii care vom rămâne până la revenirea Domnului, nu vom lua o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Ce învață Pavel? Ei, în învață următorul lucru. Iisus Hristos se va întoarce în mod fizic, public, spontan și triumfător ca să iunească unească pe toți credincioșii în prezența Lui. Numai că această scurtă explicație a lui Pavel din prima scrisoare fusese distorsionată printr-o altă scrisoare care aparent venea tot de la El și care afirma că, citez, ziua Domnului ar fi și venit chiar. Așa că Pavel scrie repede o a doua scrisoare către cei din Tesalonic ca să mai dea câteva detalii privitoare la întoarcerea lui Hristos, care, citez, nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi anticristul care se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu, impresionând și amăgind lumea cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Citim în 2 Tesaloniceni în capitolul 2. Pavel vine să le spună, nu, Domnul Iisus Hristos n-a venit deja, cum se spunea în epistola eretică. Întâi trebuie să se întâmple lepădarea de credință și să se descopere anticristul. Dar trebuie să recunoaștem, indiciile date de Pavel rămân destul de vagi. De ce sunt atât de vagi? Parcă am vrea mai multe detalii, mai multe indicii și mai multă cronologie. De ce? Pavel este totuși destul de vag, pentru că revenirea lui Iisus Hristos nu este un cod care trebuie descifrat, ci o zi care trebuie așteptată. Iată marele mesaj al lui Pavel. Tocmai de aceea, el știind că tesalonicenii și noi astăzi nu avem nevoie de o mulțime de date cronologice și date exacte ale vremurilor, Tocmai de aceea Pavel continuă în 1 Tesaloniceni în capitolul 5, și le spune, fiți treci și vegheați. Întâi de toate le spune, am văzut, nu vă lăsați învinși de întristare și cei care au murit împreună cu cei care sunt vii la revenirea lui Hristos vor fi împreună. Și în al doilea rând, fiți treci și vegheați. Că despre vremuri și soroace, zice Pavel, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Așa cum vine hoțul noaptea, pe neașteptate, deci nu avem cum să știm când va veni în mod exact. Ceea ce știu cu siguranță este că dacă cineva îmi spune, îmi propune o dată exactă, calculată, oricât de sofisticată o fi calculată, când cineva îmi dă o dată exactă a revenirii Domnului Iisus Hristos, știu absolut sigur că nu va veni atunci. Asta încearcă să spună Pavel. Dar, atunci, de ce întâlnim în Biblie astfel de indicii dacă oricum calendarul revenirii este ascuns de noi? De ce ni se mai dau și atât de puține indicii câte ni s-au dat până acum? De ce? Pentru că Ascunderea datelor, a zilei și ceasului revenirii, ne face bine. Ascunderea acestor date este pentru beneficiul nostru. Pentru că dacă am ști exact data și ora, vom fi ispitiți să le nevim în umblarea credinței. Vom fi ispitiți să fim delăsători. Pentru că gândirea noastră, inima noastră, ne regăsim de cele mai multe ori gândind așa, o... Oh, atunci vine, mai este până vine, mai am vreme să trăiesc după pornirile mele și mă voi întoarce mai încolo la Dumnezeu, pentru că mai am timp. Gândiți-vă la un moment din viața noastră prin care am trecut toți și unii vom trece. Examenul de bacalaureat. Nimeni nu începe să învețe din clasa nouă. Știm exact când va avea loc, dar nu ne apucăm de învățat din clasa nouă. Exact așa este cu revenirea Domnului Isus. Dacă am ști data exactă, ne-am face timp. Ne-am face timp pentru noi, pentru nepregătirea noastră. Pe când ascunderea datei ne mobilizează, ne focalizează sau ar trebui să o facă. Deci rolul semnelor escatologice, a indiciilor escatologice, nu este aflarea datei întoarcerii lui Isus, ci motivarea la veghere și pregătire. A fi pregătit pentru venirea lui Isus de mâine înseamnă a asculta de el de astăzi. A veghea până la urmă, ce înseamnă a veghea? În esență, a vegea înseamnă, sau a vegea începe, în mod concret, practic, aplicativ, a vegea începe prin a te împăca cu Iisus Hristos, este primul pas al vegherii, te împaci cu Iisus Hristos, apoi te identifici cu El, pre lui, preiei valorile Lui, standardul Lui de viață, te identifici cu El și apoi trăiești în întâmpinarea lui Iisus Hristos, printr-o trăire Ascultătoare, pentru o conduită plină de ascultare de Dumnezeu. Am văzut până acum trei teme majore în cele două epistole. Aș vrea să ne uităm la a patra și ultima temă majoră a acestor două epistole. Am văzut câte ceva despre anduranța spirituală. Am văzut o altă temă majoră, cum. Putem să ne purtăm ca să-i plăcem lui Dumnezeu? Am văzut câteva adevăruri legate de revenirea Domnului Isus Hristos și mai ales de pregătirea pentru revenirea Domnului Isus Hristos. Și o a patra tema majoră are de a face, de fapt, cu mesajul, cu firul roșu acelor două epistole. Și anume, cum să-l trăiești pe azi în lumina lui mâine tuturora ne place să auzim lucruri concrete, aplicative. Cu toții ne întrebăm bine și ce are asta face cu mine astăzi? Eu trăiesc în secolul 21. ce îmi spune mie cartea aceasta veche? ce îmi spune mie astăzi? Bun, am înțeles. A fi pregătit pentru venirea lui mâine înseamnă ascultat de el astăzi. Dar cum să ascult? În mod concret. Vreau să știu în mod concret. Și Pavel ne știe frământarele, a știut-o pe a lor atunci, ne știe pe a noastră astăzi. Și dă drumul, dă drumul unui checklist. Vine să ne desfășoare în fața ochilor. Vreți să vedeți ce înseamnă să-L trăiești pe astăzi în lumina Lui mâine? Să-ți trăiești viața astăzi în ascultare de El, în așteptarea revenirii Lui mâine? Uite-te cum o poți face. Fie că vegem, fie că dormim, să trăim împreună cu el. Cum? Și Pavel începe să înșiruie. Iată ce lui Pavel. Cum îl trăiești frumos pe azi, în lumina lui mâine, în așteptarea revenirii lui Hristos? Mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții. Versetul 11. Mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții. Practic? impuneți să apreciezi pe cineva zilnic. Verbal sau în scris. Caută la el sau la ea o calitate pe care o observi și comunică eu. Te pregătești azi în lumina lui mâine, trăiești astăzi în lumina lui mâine, mângâind și încurajând pe alții. Simplu, poți să o faci? Sunt convins că da. Doi, Priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc să-i prețuiți foarte mult în dragoste datorită lucrării lor. Versetele 12 și 13. Practic, caută modalități de cooperare cu cei care vă conduc. Nu sări la critică acidă, caută să înțelegi motivațiile sau argumentarea din spatele acțiunilor lor. Mulțumește-le, găsește modalități să apreciezi să prețuiești munca celor care se implică în funcționarea organismului numit biserică. Și sunt o mulțime, sunt o mulțime de oameni care se implică și ce mai mult se implică într-un mod voluntar. Vrei să trăiești pe azi frumos în lumina lui mâine? Prețuiește-i pe toți cei care conduc o lucrare, conduc ceva o lucrare a bisericii. Trăiți în pace între voi. Trăiți în pace, adică, adică fi flexibil. Încăpățânarea și dorința de afirmare produc tensiune. Renunță la drepturile tale când acestea produc scandal. Iată un mod practic de a căuta pacea, de a trăi în pace unii cu alții. Datul din coate, dorința de afirmare, produc inevitabil și întotdeauna tensiune. Mai departe, mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, versetul 14. Mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, adică luați măsuri. Sau, mai practic, invitați pe cei pe care îi vedeți dezorganizați. invitați să vi se alăture la activități de slujire, la anumite proiecte ale bisericii. Privește-o ca pe o investiție în formarea lor, nu pentru că neapărat vă va face sau vă vor face viața mai ușoară, în prima fază s-ar putea să nu vă facă, ci din potrivă. Dar mustrați pe cei ce trăiesc în nu înseamnă doar să-i cerți, ci înseamnă să-i îndrepți. Înseamnă să investești cu în ei, să-i ajuți să iasă de acolo. Mai departe, îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, tot în versetul 14. Stai de vorbă cu ei, investește timp, adu-le aminte de promisiunile lui Dumnezeu. Ceclistul continuă. sprijiniți pe cei slabi. roagă pentru ei și și ajută-i. Nu doar te ruga pentru ei. Fiți răbdători cu toți, continuă checklistul. Care sunt acele situații sau acei oameni care te irită? numește -i. Deja Duhul Sfânt și a adus în minte. Făți un plan de înfrângere a iritării ce ți-o produc. Pentru că a trăi frumos azi în așteptarea lui mâine, a revenirii lui Hristos, înseamnă și să fim răbdători cu toți. Te irită anumiți oameni? Fă ceva ca să-ți mărești răbdarea în ce privește. Stul continuă. Luați seama ca nimeni să nu, vă, să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați întotdeauna să faceți ce este bine, atât între voi, cât și față de toți. Versetul 15. Feriți-vă de răzbunare. Nu răspundeți imediat înapoi. Cine caută răzbunarea, sapă două morminte. Ceclistul continuă. Bucurați-vă întotdeauna, versul 16. Indiferent de situațiile grele prin care treci, bucuria este transcendentă. Dumnezeu ție frâ ține frâiele, știe, știe și are grijă. De aceea, bucurați-vă, El controlează totul. Rugați-vă neîncetat, altă, alt checklist. Dumnezeu este mereu cu tine. Menține un dialog constant cu El. Caută gândul. Aceasta este rugăciunea, este comuniune cu Dumnezeu, nu doar comunicare cu Dumnezeu. Unește-te cu gândul Lui, este un fel de rugăciune. Doamne, tu ce gândești, cum gândești, ce aștepți de la mine, ce ar trebui să fac acum, ce ți-ar plăcea ție să fac acum. Și checklist-ul continuă. Nu stingeți Duhul, versetul 19. Ascultă îndemnele Duhului și participă. Nu stărui în păcat, Duhul nu se va mai vorbi, se va stinge. Ceclistul continuă. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Fă o listă cu bine binecuvântările de care ai parte și mulțumește punctual pentru ele. Checklistul continuă. Nu disprețuiți prorocile ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Adică? Adică ascultă, evaluează și primește cuvântul lui Dumnezeu de la cei ce îl predică. Checklistul continuă. Vrem lucruri practice, nu? Feriți-vă de orice se pare rău, versetul 22. Când o anumită situație îți creează un disconfort, nesiguranță, ferește-te de ea, este mai bine să fii safe than sorry. Practic, te afli într-o situație care îți dă neliniște? Nu e sigur că e rea, dar nici nu e sigur că e foarte bine. Fereți-vă de orice se pare rău. Lucruri practice. Ceclistul continuă. Contați pe ajutorul lui Dumnezeu, versetele 23 și 24. Contează, contează pe ajutorul lui Dumnezeu. Viața creștină se trăiește nu prin puterea personală, ci prin puterea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă! Checklistul continuă. Cu doi tesaloniceni de data aceasta. Capitolul 3 de la 1 la 18. Nu vă lăsați sau nu fiți delăsători sunt aceiași oameni, Pavel scrie acelorași oameni și ne scrie și nouă. Nu fiți de lăsători. Întoarcerea iminentă a lui Isus Hristos nu are voie să vă îndemne la lenevie și dezorganizare, încearcă Pavel să le spună. Auzim că unul dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și sfătuim în Domnul nostru Isus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște, zice Pavel. Unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Practic? Vrem ceva aplicativ pentru noi? Când nu avem un program, o sarcină de îndeplinit, timpul nostru se scurge înspre lâncezeală și păcat. Urmăriți-vă și veți vedea că am dreptate. Timpul neorganizat, fără excepție, cedează în fața solicitărilor urgente, care nu sunt întotdeauna și importante. Dacă n-ai un program bine stabilit, timpul tău cedează în fața solicitărilor urgente. Timpul nerescumpărat, neorganizat, ajunge la dispoziția persoanelor dominante din anturajul tău. Nu-ți faci tu program, îți facă alții. Timpul neorganizat se investește în activitățile care atrag laudele și aprecierea generală. Nu ți-ai făcut un program? Vei tinde să-ți petrești timpul căutând să captezi atenția altora. Să faci acele lucruri care se observă și care atrag laude. Timpul neorganizat se scurge în direcția punctelor tale slabe. N-am nimic de făcut? Fac ce-mi place. Fac ceva... îmi hrănesc punctul slab. Unii dintre voi trăiesc în neorânduială, cu timpul neorganizat, cu viața neorganizată, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. De ce le menționează Pavel aceste lucruri? Pentru că tesalonicenii cu siguranță aveau această problemă și era o problemă culturală. Știm cu toții. Spre deosebire ne spune istoria, spre deosebire de lumea greco-romană, Evreii priveau munca ca pe o activitate onorabilă. În lumea greco-romană, munca fizică era disprețuită, era demnă doar de sclavi. Omul liber, el nu muncea, el stătea de vorbă, el făcea politică. În tot bazinul mediteranean, în lumea greco-romană, doar evreii onorau munca. Pentru ei, munca era un mandat divin. Da de Dumnezeu însăși în Genesa 1 cu 28. Ființa umană este activă, nu pasivă. Omul a primit misiunea de a stăpâni pământul. Omul este administratorul creației. Aceasta era mentalitatea evrească. Și când Pavel merge în lumea greco-romană, în Tesalonic, Grecia de astăzi, întâlnește o cultură diferită și vrea și trebuie să o schimbe. Munca este un lucru bun, dat spre binele și satisfacția omului. Tesalonicenii găsiseră deja un motiv să nu lucreze. Vine Hristos după ce să ne mai batem capul. Evrei, prin Pavel sau mentalitatea biblică supra muncii, trebuia transmise mai departe. Munca este un mandat divin. Iată-l pe Pavel, în cele două scrisori, adunând la oaltă câteva lucruri specifice. Dumnezeu ne-a lăsat și scrisoarea 52-a și a 53-a ca să mai adauge la cunoștința noastră, ca să ne mai vorbească în aceste feluri. În concluzie, în concluzie, Calul nu ajunge la destinație dacă nu este strunit. Aburul nu produce lucru mecanic dacă nu este comprimat. Râul nu produce curent electric dacă nu este înghesuit și aruncat peste o turbină. În același fel, viața nu produce nimic dacă nu este strunită, comprimată și aruncată peste turbină. Și greutățile vieții au potențialul de a produce așa ceva. Ele strunesc, comprimă și ne aruncă peste turbine ca să producem ceva. Anduranța spirituală este o marcă înregistrată a creștinului autentic. Apoi, a doua concluzie din aceste două scrisori pentru că revenirea Domnului Isus Hristos va fi fizică, publică, spontană și triumfătoare. să lăsăm pe atunci, să-L formeze pe acum. A fi pregătit pentru venirea Lui de mâine înseamnă asculta de El astăzi. Și a treia concluzie. Asculta de Dumnezeu azi presupune curăție morală, Iubire frățească și responsabilitate civică. Iată cum Pavel strânge la oaltă mesajul primit prin inspirație divină în felul acesta. Dacă Dumnezeu ar fi cumva aici lângă mine. Dacă cumva Dumnezeu mi s-ar arăta și aș putea dialoga cu El, în fața acestor două scrisori, dacă Dumnezeu ar fi aici și aș putea să vorbesc cu El, să-i pun o întrebare, cred că l-aș întreba, aș intra în dialog în felul următor: Doamne, zilele acestea am fost surprins să observ că am ajuns cu citirea la scrisoarea 53. Mai am de citit doar 13. Cred că Dumnezeu zâmbind m-ar întreba. Dar rei, citirea regulată, atentă a scripturilor, are vreun impact pentru tine? Vezi rezultate clare ale timpului petrecut citindu-mi scrisorile? Mai ai doar 13. Vezi vreun rezultat? Și dacă mi-ar pune această întrebare, cred că aș răspunde, Doamne, întrebarea ta mă face să mă simt ca un copil încurcat care încearcă să răspundă și pe gură nu iese nimic altceva decât un bălbuit. Doamne, cuvântul cel mai potrivit care să-mi descrie starea este frustrare. M-aș aștepta, Doamne, ca la vârsta mea să fiu pe înălțimi, să am răspunsuri la toate întrebările, să trăiesc într-o împlinire nefisurată. Cred că Dumnezeu mi-a răspunde, Rei, am impresia că tu înțelegi greșit maturitatea. Apropierea de mine, mi-ar spune Dumnezeu, de fapt, este ca apropierea de lumină. Pe măsură ce te apropii mai mult, îți vezi murdăria, îți o vezi mai clar, îți vezi neajunsurile și imperfecțiunea mai bine. Apropierea de mine, în timp ce îți mărește frustrarea, îți și adâncește setea după mine. Te ține mereu angrenat cu mine, pentru că îți vezi nevoia, îți mărește perseverența. I-aș răspunde, Doamne, da, am înțeles, dar totuși cât mai am de îndurat starea aceasta? Când și cum va veni Fiul Tău? Cred că Dumnezeu mi-a răspunde, prea mulți oameni sunt preocupați de corectitudinea secvențelor revenirii Fiului meu și mai puțin de realitatea întâlnirii cu El. Prea mulți oameni sunt mai interesați de aspectul doctrinar al revenirii și nu de cel relațional. Pentru voi ar continua Dumnezeu. Revenirea Fiului meu pare a fi ceva mai mult ce ține de un program decât de o persoană vie. Prea mult timp ar continua Dumnezeu și energie consumați pentru a decide dacă sunteți premileniști, amileniști sau post-mileniști. În loc să vă preocupați și să vă pregătiți să-L puteți întâmpina cu capul sus, curați și încântați de întâlnire. Și atunci, Doamne, ce să fac? Cred că Dumnezeu mi-a răspunde. Lasă-L pe atunci să -l lucreze. Să-l influențeze, să-l formeze pe acum. Trăiește-l pe azi în lumina lui mâine și astfel vei călători prin viață fără pretenții egoiste. Altfel, totul va fi despre tine, despre cum să-ți fie ție bine. Trăiește-l pe azi în lumina lui mâine. Fiul meu va reveni ca să te ia și să te ducă la el, să fim împreună o veșnicie. Mai este puțin, încă puțin, mi-a răspunde Dumnezeu. Și eu aș pleca ochii și a spune, Doamne, văd că nu lași niciun detaliu la întâmplare. Mă vrei cu înflăcărare pentru tine și lângă tine. De fapt, văd că tu pur și simplu mă iubești. Mulțumesc. Doamne, drag, am petrecut acest timp în fața scrisorilor inspirate de tine. Scrisoarea numărul 52 și 53. Doamne, drag, iartă în greșelile pe care le-am făcut în prezentarea mea, tratează cu milă omiterile mele și binecuvintează, dacă voiești, acele puține lucruri pe care le-am știut spune bine, care într-o mică măsură au adus cinste, glorie și valoare numelui tău. Și în tot ce mai am de trăit, aș vrea să-l trăiesc pe azi, în lumina lui mâine. Să trăiesc în fericită anticipare a întoarcerii Fiului tău, ca să ne ia la el, să fim împreună cu el. Te rog cu acesta pentru mine și Biserica noastră. Amin.